În prezent, tot mai multe persoane apelează la diverse metode și trec destul de des pragul medicilor esteticieni pentru a face proceduri care să le facă să arate bine. Ce efect are însă acidul hialuronic asupra buzelor? ca și alte tipuri de tratamente și intervenții estetice. Injecțiile cu acid hialuronic sunt utilizate destul de des de chirurgii esteticieni, de cele mai multe ori pentru a obține volumul mult dorit al buzelor. Injectarea cu acid hialuronic oferă buze mai pline și le poate îmbunătăți aspectul adăugând formă, structură sau volum. Tehnica de mărire a buzelor poate fi efectuată rapid în cabinetul medicului estetician. Înainte de injecții se poate aplica un agent de amorțire local pentru a diminua disconfortul. Uneori, înainte de tratament, pot fi administrate injecții cu blocuri nervoase, pentru a amorți complet buzele. Acest lucru este similar cu injecțiile anestetice pe care le faci la dentist. Efectul de volumizare la nivelul buzelor ține în primul rând de cantitatea pe care o injectăm, zona buzelor fiind una extrem de mobilă. Important ar fi să începem cu cantități mici și să le creștem treptat pentru a obține niște buze pline, dar în același timp cu un efect natural. Buzele sunt o zonă delicată din punct de vedere anatomic, pentru că nu există există un spațiu gol în care noi punem acid hialuronic. Îl umplem, îl nivelăm și îl lăsăm acolo. Acidul hialuronic își face loc odată cu mișcările naturale, de mâncat, de vorbit, între muș și mucoasă și se integrează în interiorul buzelor. De asta se recomandă injectări în cantități mici, la intervale scurte de timp, tocmai pentru a menține forma naturală a buzelor, să arate bine. Odată injectat, gelul din filler susține și modelează țesuturile buzelor. După marcarea cu atenția zonelor de injectat, se folosesc ace foarte de fine pentru a injecta substanța. Rujul sau alte produse pentru buze ar trebui evitate imediat după procedură. Relatează sursebune.com.